Consiliul Județean Călăraș informează că 111 copii cu deficiențe mentale din județul Călăraș au o școală specială. Aceasta funcționează în clădirea fostului liceu Nicolae Bolcescu și este dotată corespunzător cerințelor educative în vigoare. Se lucrează continuu la amenajarea modernă a sălilor de clasă, a celor trei grupe de grădiniță pentru preșcolari, dar și a locurilor de recreere. Dorina Petcu, directoarea școlii speciale, ne-a dat mai multe informații în cadrul unei conferințe de presă. Școala gimnazială specială numărul 1 Călăraș este parte integrantă a sistemului de învățământ din România și asigură servicii educaționale, intervenții terapeutice recuperatorii pentru elevii cu deficiențe mentale pe diferite grade. Acestea vizează dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, dar și atitudinilor și competențelor de bază necesare integrării sociale. Școala gimnazială specială numărul 1 Călăraș s-a înființat la 1 septembrie 2018. La acel moment, eram singurul județ fără o școală specială. În urma demersurilor susținute atât de către Consiliul Județean, cât și de către Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, i s-a alocat o locație adecvată. Până atunci, clasele erau special integrate în învățământul de masă, unde condițiile nu erau tocmai potrivite. Spațiul era destul de mic și a reușit să reunească toate clasele în această locație unde ne desfășurăm acum activitatea. Școala este finanțată și administrată de către Consiliul Județean, care s-a implicat activ încă de la repartizarea acestei locații, a reabilitat întreaga clădire, adică igienizare, refacerea băilor, adaptarea băilor pentru persoane cu dizabilități, dotarea cu mobilier pentru întreaga școală. Amplasarea a două parcuri, atât pentru grădiniță cât și pentru școală, montarea sistemului de supraveghere audio-video, anti-efracție și anti-incendiu, iar în perioada aceasta pe care o traversăm cu toții de pandemie, fiecare clasă a fost dotată cu laptop, iar cabinetele de terapii au programe de stimulare logopedică, atât pentru activitatea față-înfață, cât și pentru online. De asemenea, a fost schimbat parchetul în sălile de clasă de la parter și etajul 1 și s-a montat, este un standard al școlilor speciale, bună curentă pe întreaga suprafață a școlii. Pentru noi este foarte importantă relația familie-școală și am ținut cont de solicitarea părinților de a avea un spațiu în care să-și aștepte copiii. Avem părinți navetiști și am ținut cont de solicitarea dumnealor și am creat un spațiu de așteptare în curtea unității școlare în care dumnealor își pot aștepta copiii. Deci am avut parte de susținere permanentă și de înțelegerea nevoilor specifice unei școli speciale. Aș vrea să precizez spiritul de echipă al personalului din școala specială pe care m-am putut baza, care au dat dovadă de implicare, profesionalism și multă dăruire. În momentul acesta avem înscriși 111 copii pe 16 formațiuni de studiu, 3 la grădiniță și 13 la învățământ primar și gimnazial și avem și 2 școlarizări la domiciliu. Pe condițiile actuale din școală respectă toate normele igienico-sanitare, am obținut avizul de autorizația de funcționare sanitară și avem toate condițiile optime și un cadru educațional adecvat. Vă mulțumesc că am avut ocazia. Dar eu vă mulțumesc pe ce copii, câte cadre didactice și sunt la 35 de cadre didactice în momentul actual. Avem profesori educatori, învățători, profesori de educație specială și psihopedagogi care lucrează în cabinete. Și banii alocați de Consiliul Județean recent vă ajung pentru toate solicitările, toate investițiile, mai aveți nevoie anume? Salariile sunt plătite de către Inspectoratul Ministerului Educației, iar celelalte investiții sunt susținute de Consiliul Județean și dar ne ajung. Am prevăzut un buget și au fost respectate solicitările școlii speciale.